Să fii martor la nașterea unei stele. Să asculți un univers în formare. Să guști din textura sunetelor. 270 de tineri muzicieni din 39 de țări la București, pe scena Ateneului. Descoperă talentul. Aplaudă efortul. Captează emoția. Bun găsit tuturor, vă spun de aici de la Ateneul Român, sunt Valentina Băințan și astăzi continuăm seria interviurilor concursului internațional George Enescu. Am avut multe întâlniri frumoase, multe dialoguri frumoase până acum cu oameni de cultură, oameni care ne-au povestit din experiența lor ce înseamnă să fii pe scenă, ce înseamnă să candidezi pentru locul întâi la un concurs internațional. Iar astăzi, alături de noi, avem o surpriză frumoasă, o doamnă extraordinară a Teatrului Românesc, Monica Davidescu. Bine ați venit! Îți mulțumesc pentru invitație! Mulțumim foarte mult că te afli alături de noi! Vreau să povestim puțin despre emoțiile de pe scenă. Eu îți mulțumesc că m-ai invitat aici, pentru că de fiecare dată când pășesc în acest lăcaș superb de cultură, mă încearcă două feluri de emoții. Prima, atunci când ies pe scenă în fața unui public care vine să asculte un concert, iar eu prezint acel concert și prezint emoțiile celor care cântă în concert. Și al doilea fel de emoție pe care îl trăiesc este atunci când văd din sală, ca spectator, un concert, pentru că mă rup de tot. Mă transpun într-o altă lume, am un alt fel de a privi lucrurile, parcă nu sunt eu, sunt foarte liniștită, ies așa din toate ale mele și mă duc într-o altă lume. E fascinant locul ăsta. Da, este într-adevăr. Este foarte frumos că ai menționat aceste două ipostaze, una de a fi pe scenă și una de a fi în public. Cum este să te duci la teatru și să stai în public și să vezi ce se întâmplă pe scenă? Acum, din punctul meu de vedere, sunt de foarte multe ori prea critică. Da. Fie îmi place foarte mult ceea ce văd și zic, mi-aș dori și eu, dar eu aș face asta așa, eu aș face asta așa, știi că din afară întotdeauna găsești alte idei. Fie, dacă nu-mi place suficient de mult ceea ce văd, mă gândesc cum aș putea repara. Întotdeauna mintea mea găsește alt soi de cărare către, da, către final. Auzi? Putem să conversăm, auzi, în continuare, da? Asta înseamnă că începe. Da. Suntem chemați la scenă. Suntem chemați în sală, da. 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 Emoția din scenă este diferită pentru un actor, da, față de un muzician. Aseară, spre exemplu, la un eveniment, am prezentat programul Orchestrei Simfonice București și toți oamenii ăștia adunați, da, adunați să mângâie niște instrumente, da, au făcut să vibreze câteva mii de oameni care s-au adunat acolo, oameni care poate că nu aveau o cultură muzicală, dar care vibrau la tot ceea ce cântau acești oameni și erau în ton cu ei. A fost așa o seară magică, o oră de muzică clasică, momente emoționante. Bine, vorbim de partituri reconocibile pentru publicul larg și care i-au făcut pe oameni să vibreze toți la unison. A fost minunat. Aici ajungem la esența artistului, atât a actorului cât și a muzicianului, aceea de a reuși să te conectezi cu publicul. Aceea de a transmite emoția cu care tu să-l aduci pe cel din public alături de tine. Da, cred că e dificil și diferit pentru un actor și pentru un muzician. Eu am încercat să cânt la chitară în copilărie. Am încercat să mă apropii de chitară. Uh-huh. Nu am reușit. Deloc. Am încercat mai târziu în facultate să mă apropii de pian. Da. Nu am reușit. Am încercat să învăț notele muzicale și să încerc să pătrund în această lume grea, pentru că eu consider o lume grea asta a muzicienilor și a notelor muzicale. Nu am reușit. Eu aveam ca artist de exprimat emoție în felul meu, ca actor, în scenă. Nu prin mâini, ci prin felul de a fi în scenă, de a spune lucrurile, într-un anume fel. Îi văd pe la concursurile pentru copii, sunt de multe ori în juriu, pentru că privesc prestația lor artistică din punct de vedere actoricește, pentru că ei transmit, vrei nu vrei, prin cânt și puterea cuvântului. Puterea cuvântului. Și de multe ori sunt
în jurii și îi văd pe copii cu ce emoție intră, cum rostesc cuvintele și, bineînțeles, aud ce cântă, simt da. Când cântă fals, îmi dau seama de note și îi văd în culise când îi prezint. Și văd câte emoții au și văd cât de mult se supără pe ei, pentru că nu au reușit să facă exact așa cum și-au dorit nota aia de sus, pe care au învățat-o și au repetat-o cu profesorul. Și îi văd pe instrumentiști cu câtă grijă își poartă instrumentul, cu câtă grijă își încălzesc instrumentul, îl lustruiesc și au grijă ca acel instrument să fie bine pregătit, să scoată cel mai bun sunet. Și în concursuri, da, sunt singuri, dar când sunt într-o orchestră și împreună se uită unii la alții și fac în așa fel încât să sune minunat și să înțeleagă partitura toți în același timp, mi se pare o emoție pe care o transmit împreună, colectiv. Da, așa este, există emoția colectivă, așa emoția este colectivă. Momentul în care sunt în orchestră. Da. Altfel, instrumentul este prelungirea personalităților și, sigur, prelungirea emoțiilor. Și o concentrare și o grijă exact. Nu schimb vreo notă, să fie totul bine și să nu se simtă vreo greșeală. Așa este. Pe acești tineri talentați îi pregătesc profesorii și mentorilor. Tu ești în această zonă. Cum este să predai? Cum este să fii mentorul și exemplul unor tineri? Da, acum sunt profesor la o școală de actorie, școala se numește Acting Dream Academy, și văd acolo copii mici care vin inițial pentru dezvoltare personală, pentru că nu putem spune că scoatem actori din copii. Sunt mulți dintre ei își vor schimba evident opțiunea în timp, își vor evalua emoțiile și vor face probabil altceva. Dar sunt copii care își doresc să fie pe scenă. Aceștia se văd încă de la început. Meseria asta de a fi pe scenă e o meserie pe care nu știu dacă o alegi sau te alege. Da. Eu cred foarte mult în partea a doua, te alege. Și mulți muncesc pentru asta, alții au un talent nativ care nu trebuie decât bine ghidat, să nu se piardă, și trebuie să învățăm pe copii să-și păstreze exercițiu. Talentul neexersat se pierde. Așa este. Așa cum instrumentiștii exersează orice piesă pentru a o aduce la performanță și pentru a face un cântec să sune miraculos, așa trebuie să facă și actorul, să exerseze, pentru că dacă acum ți-a ieșit un ton bine și ai dat bine o replică, iar spectatorul este încântat, a plâns sau a râs, că asta încercăm, să-i scoatem emoție de la cele două capete pe tot parcursul acesta, atunci muzicianul se străduiește să fie cât mai corect, nu e cuvântul bun, să cânte corect, dar să-i aducă un plus de ceva, în așa fel încât să fie special. Și cred că toate concursurile acestea, eu îi felicit pe cei care țin acest concurs în viață, toate concursurile astea cred că au menirea să-l facă pe artist să concureze cu el însuși. Nu cred că sunt aceste concursuri lupta între orgolii. Ele există la artiști. Artiștii au personalități diferite, au personalități puternice. Așa este, au personalități greu de strunit. Dar cred că lupta cu sine însuși este cea mai importantă la un artist. A vrea să te depășești pe tine și să fii mai bun decât ai fost data trecută, mai performant, să înveți mai multe, să știi mai multe, să transmiți în mai multe feluri, cred că este esența unui artist. Ai spus un lucru revelator, această luptă cu tine, până la urmă, în concurs. E foarte important, pentru că acești tineri care concurează, sigur, te uiți la celălalt cum interpretează sau tragi cu urechea la colegul din camera de studiu alăturată, dar din toate ai de învățat. Nu înseamnă că dacă nu ai fost premiat, ești un învins, ci dimpotrivă. Te poate determina să fii și mai doritor de a merge înainte și de a acumula și mai mult pentru tine. Asta este esența, construcția interioară până la urmă. Da, cred că aceste concursuri au menirea de a-i face pe copii să meargă mai departe. Dacă nu ai o finalitate la exercițiile pe care le faci, la un moment dat
te plictisești de ele, nu le mai faci pentru că nu știi pentru ce le faci. Da. Dacă pentru un actor exercițiul înseamnă un spectacol, pentru un muzician tot exercițiul înseamnă un cântec nou într-o orchestră sau participarea într-o orchestră sau un concurs, asta este finalitatea. Da. Iar concursurile astea, cred că au menirea, dacă astăzi, anul ăsta, m-am clasat undeva pe la mijloc și n-am plecat acasă cu o medalie de gât sau cu un trofeu. Cred că eu cu mine acasă mai am ceva de lucrat și la anul voi veni și mă voi clasa puțin mai sus. Da. Și dacă fiecare face acest lucru și lucrează cu sine însuși, cu siguranță la un moment dat va ajunge acolo sus. Important e să vrei să te autodepășești. Așa este. Există în toată cariera ta de actor, există momente în care poate că ți-ai fi dorit să faci mai mult decât ai făcut pe scenă în momentul în care ai jucat rolul respectiv? Să știi că mi se întâmplă destul de des și în spectacole pe care le-am jucat de peste 50-100 de ori. La un moment dat coboară îngerul, așa spunem noi, și se întâmplă o chestie miraculoasă, un transfer de energie între colegi, între actori și spectatori, și spui miraculos într-un anume fel. Vine cumva din tine, pleci minunat de ce ți s-a întâmplat și de tot transferul ăsta de energie pe care l-ai trăit și mă gândesc noaptea acasă cum fac să-l păstrez la fel. Uh-huh. Și reiau în minte tot firul pe care l-am trăit în scenă și vine următoarea dată de spectacol unde nu mai coboară îngerul. Uh-huh. Unde chiar dacă memorez tot firul, trăiesc aceeași emoție, e ceva care nu se mai leagă. E fluxul de energie care a fost întrerupt undeva. N-aș putea să spun unde. Pentru spectator nu este perceptibil. Da. Dar eu îl simt. Uh-huh. Și îl simt de la un spectacol la altul. Și sunt, uite, la școala mea, cum îi spun, a doua mea școală, a fost piesa Tache, Ianche și Cadâr. Pentru că intrând în Teatrul Național ca și angajată, am primit acest rol în piesă, eram fata lui Ianche, Ana, eram în scenă cu Beligan, Moraru și Dinică. Pentru mine acești 7 ani de Tache, Ianche și Cadâr a fost o altă școală. Uh-huh. Pentru că îi vedeam pe acești mari actori, primeam informația de la o altă generație de actori și pot spune că furam meserie, da? Și am observat în anul 3 la spectacolul 80, la domnul Beligan, Dumnezeu să-l odihnească, găsește la una dintre replici un gest. Și ce facem? Îl botezăm și pe el? Vreau să spun că nu făcea decât atât. Și ce facem? Erau doar 2 degete care se mișcau și toată sala aplauda. Deci poți să găsești în același text, în aceeași mișcare, noi valențe de la un spectacol la altul. Asta depinde doar de tine. Da. Trebuie doar să cauți. Dacă te mulțumești cu ce-ți dă regizorul, cu ce găsește regizorul și tu nu mai găsești nuanțe noi și nu mai cauți și nu te străduiești și nu trăiești, rămâne un spectacol curat, corect, dacă vrei, cu emoția de început, dar care nu mai crește. Noi, actorii, suntem obișnuiți să chemăm prietenii apropiați sau cei critici, cam de la spectacolul 10 încolo, pentru că până la spectacolul 10 noi încă mai căutăm, încă mai descoperim. Da, da. Și la spectacolul 10 zicem, hai că am descoperit cam cât trebuie, acum pot să vii. Dar tot cu emoție și încă la spectacolul 80 poți să mai descoperi lucruri. E extraordinar, da. Și acest lucru se întâmplă și în muzică. O lucrare pe care ai cântat-o la 20 de ani nu va mai fi la fel la 30, nici la 40. O cânti cu altă emoție, exact. Cu altă experiență de viață. Exact. Experiența de viață te ajută. Mi-aduc aminte, apropo de asta, când am dat la facultate, am învățat foarte multe poezii, monologe și tot soiul de povești, fabule.
Unul dintre colegi care m-a îndrumat să dau la teatru mi-a zis, ce, bă, da, tu ai învățat multe dacă zici că știi și aia și aia, hai să te duc eu la o profesoară. Și m-a dus la doamna Ruxandra Sireteanu, Dumnezeu să o odihnească, și a zis, eu te ascult, tu spune-mi. Și am început să spun cu foarte mult patos tot ceea ce îmi doream, tot ceea ce asta. Și îi spun poezia La icoană, o poezie grea de Alexandru Vlahuță. Mie îmi plăcea la nebunie și a zis, sub nicio formă n-o spui pe asta. Zic, dar de ce? Zice, atât îți spun, nu știu să-ți răspund la întrebare, o spui cu mult patos, dar dacă o vei spune, vor crede că ești ori lucrată, ori că e overwhelming, nu e bine de spus la examen. Vreau să spui piesa asta, poezia asta, după 4 ani de facultate, tu cu tine, și să-mi spui atunci ce simți. Vai câtă dreptate a avut. Da. Era mult prea grea pentru tinerețea mea de atunci și nu-i puteam înțelege toate valențele. Ce frumos, da. Am revăzut-o după 4 ani și mi-am zis, eu nu pot spune acum. Și e o poezie foarte tristă. Mm-hmm. N-am da. Să ți-o spun acum. Am revăzut-o mai târziu și am zis, încă nu sunt pregătită. Da. Și am zis, cred că undeva după 50 de ani am să reiau această poezie. Ce frumos, și da. Poate am să o spun cu o altă emoție, pentru că deocamdată simt că încă nu sunt pregătită să spun acea poezie. Foarte frumos, da. Da. Cum poți să descoperi în puterea cuvântului, exact, emoție, și cum poți să descoperi în puterea experienței tale, da, pe care o acumulezi, vrei, nu vrei, zi de zi. Așa este și e foarte important să știi să te autoevaluezi până la urmă. Da, să fii critic cu tine. Dar asta e vine cu timpul, într-adevăr. Vine cu timpul. Uneori, când ești prea critic, te ții în frâu și nu mai dai liber creativității. Așa e, da. Ești pe margine de cuțit întotdeauna. Nu e bine nici așa, nici așa. Trebuie doar să știi să taci când trebuie să taci și să știi să privești din afară când trebuie să privești din afară. Mulțumesc tare mult!